De ce, fraților, cu atitudinea aceasta față de, de mama, eu vă spun că țara asta e lipsită de viitor. Dacă fiecare de noi n-o șters-o din gară, să doarmă în iesele la boi, în Franța, o să cote că e patriotism. M-am întâlnit cu oameni și acolo. Ingineri care cu cap și plânge. Domnul Serafim, nu vă gândiți că e așa cum noi vorbim când venim acasă, eroi. Ia că dormim la o fermieră, căutăm de animale și mai departe, dormim în iesele la vaci, că e mai cald. Nu ne plătesc salarii câte 3-4 luni, ne mai bat. Ei sunt la lucru acolo clandestin, nu sunt înregistrați, nu au drepturi, dar așa e moldovanul ăsta.